Duminică, 20 septembrie, Primăria Municipiului Roman a organizat manifestarea sportivă Crosul Toamnei cu ocazia Săptămânii Mobilității Europene, ediția 2015. Obiectivul a fost unul clar, încurajarea cetățenilor de a recurge la mersul pe jos, mersul pe bicicletă sau cu rolele pentru a susține ecologismul. Profesorul Ciprian Moisei de la Liceul cu program sportiv din Roman ne-a spus câteva cuvinte despre organizarea evenimentului. Este un eveniment organizat de Primăria Roman pentru a sprijini sportul de masă. Participă pentru clasa 5-a, 8-a, pe etape de vârstă separat fete și băieți și în etapa a doua de la 9-12. Scopul acestei mișcări este de a promova mișcarea în aer liber. Credeți că va avea un impact asupra oamenilor acest eveniment? Sunt convins, orice fel de mișcare și cu sprijinul dumneavoastră a mass media va avea un impact, pentru că lumea se uită și prin publicitate și prin luarea la cunoștință a celor ce ne văd, la data viitoare, cu siguranță că vor fi mult mai mulți. Câștigătorii și-au exprimat opinia lor în ceea ce privește acest eveniment. M-am gândit că îmi fac mândră familia și în special clasa. Dar ești de acord cu această mișcare? Susții ecologia, spațiile verzi? Da, susțin, fiindcă nu am mai polua aerul, planeta și iubesc această competiție. Cum încurajezi tu viitorii elevi să vină să participe la o astfel de mișcare? Aș dori să vină cu toții, pentru că am putea susține încă o dată ecologia și sincer eu le-aș recomanda să vină. Pentru că este un sport în primul rând și învățăm cu toții în școală. Să fac cât mai mult sport, să fie atenți la ora de sport, la domn profesor, pentru că totdeauna sportul învinge. Nici băieții nu s-au lăsat mai prejos și au arătat că pregătirea fizică și sportul sunt bune pentru sănătatea organismului. Da, pentru că este foarte sănătos să mergem pe bicicletă, să alergăm prin parcuri, să facem un sport. Să se pregătească înainte să concureze, să facă mai mult sport, să facă mușchi, ca să alerge. Deși părerile sunt subiective, o astfel de manifestare poate influența opinia publică în ceea ce privește protejarea mediului. Participanții câștigători au fost premiați de către primarul Laurențiu Dan Leoreanu.